Salutare și bine v-a regăsit la o nouă rețetă! Astăzi voi pregăti muguraș cu brânză filată, extraordinar de gustos. Dacă nu v-ați înscris la canalul meu, vă invit cu drag și activați și clopoțelul pentru rețetele ce vor veni. Pentru ingrediente avem nevoie de 120 grame iaurt, 60 ml de apă, 50 ml ulei, un albuș de ou, o lingură zeamă de la o lămâie, o linguriță de sare, o linguriță de zahăr, 350 grame făină, o linguriță praf de copt, 25 de grame unt moale, un gălbenuș de ou și 2 linguri de lapte. Vom începe a frământa aluatul punând iaurtul, apa, uleiul, albușul de ou, praful de copt și zeamă de lămâie. Mestecăm bine până când ingredientele se topesc. Adăugăm și zahărul și mestecăm din nou bine. Apoi făina cernută deasupra și sarea. La urmă, punem untul și frământăm bine până când se încorporează. Acoperim și lăsăm 10 minute deoparte. Umplutura o voi pregăti cu brânză filată. Puteți pune orice brânză sau ierburi doriți.
Acum îi voi unge cu ou și îi voi coace la cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru 20 de minute. Dacă vă place, puteți presura cu Max sau Susan. Bucurașii mei sunt gata, eu vă urez poftă bună, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la o nouă rețetă.